Dacă vrei să ai parte de super reduceri la super jocuri, nu uita să intri pe primul link din descriere pe Eneba. Aici găsești joculețele tale preferate la super prețuri, mai ieftine decât pe celelalte platforme. Vă pup. Salutare tuturor! Legumă la butoane alături de amicii mei Sălbăticuțu, cu care... Bă, Sălbaticule, zi de ce ești supărat pe amicul? De ce te-a supărat era amicul? Nu uita să apăsați pomdolarea cu plăcerea. Deci l-a supărat era amicul? Păi da, te-a supărat că a făcut un video, Sălbaticule. Păi, fii atent, stăteam eu, tu nu ai fost amici ieri, sau ce naiba s-a întâmplat? Da, ba nu mai fost, că ai fost plecat. Sau alarte. Alarte, da, a fost plecat. Da. Și mă trezesc eu cu Sălbăticuțu. Bă, legumă. Da, mă. Bă, păi eu mă cert cu tine și amicul face video? A, da, bă, da. Păi nu, da, așa e. Dacă nu era amicul, bă, te-ai împăcat cu clipul. Bă. Bă, nu mă interesează pe ce. Eu v-am luat să filmați și v-am împăcat, așa că... Bă, păi eu m-am certat cu ăla și... Păi vorba aia, adică noi ne-am dat daune morale și dălea și tu ce faci? Păi dar Legum a fost singurul care nu a profitat, că tu ai pus clipul în care v-ați înjurat. Păi da, dar el trebuia să-l pună pe la de ne-am împăcat. Bă, da. Păi, să pară și el că e omul mai mare, dar de unde, pe dracu? Păi nu e. Păi, o, bă, că eu nu m-am supărat. Eu nu m-am supărat pe tine. Ia întreabă-l pe fraierul, pe fraierul, pe Bercică. Când vorbeam noi de ce vorbeam. Ce i-a zis Legumă lui Bercică? Bă, zi, bă, și lui Sălbaticul ăla că nu putem să luăm colo și ăla și ăla, că mă gândeam la tine, bă. Da, și ce i-am zis? Și nu ți-am zis că i-am zis deja. Păi, da, mă rog, da. Intenția mea a fost că să... Te-ai gândit că am trebuit, da? Aia știu, da, gata, știu la ce. Măcar s-a gândit la el, bă? Păi, s-a gândit, bă. Păi, e frate, mă, frate, ce vrei să facă? N-are cotul. Bă, are, bă, e că are un ăsta amicul când te enervează, mama mea. Hai, dracu, din gură, că ăsta, bă, n-a avut pe ce să se supere. Dar tu, ea, dracu, de Snowflake, că ea mă enervezi. Barem. Bă, eu nu știu câtă, răbdare am avut atunci, de nu te-am înjurat de morți. Nu știu câtă răbdare am avut. Ia, ce ia, ia să steți, zice înseamnă... Oh, steți! Mamă! Nu, că el... Păi dacă e să luăm așa, păi dar micul e cam Snowflake, ăsta îi sare Didimica. Eu îi lăsai pe tu. Nu, dar vezi că eu mă enervez. Bă, să-ți moară ție, mă, tataci din gură, că mă enervează. Ia, spune-mi și mie, acum, că vorbeam noi, că râdeți, bă, de legumă, că ia pastile și ăștia, da, bun? Așa. Bă. Care e singura persoană de aici care ia pastile de probleme cu nervii? Hai, zi. Amice, în primul rând... Bă, nu, mi-e răspuns! Ia, bă, ia de la naturiste, bă. Amice, iau niște pentru pastile na... Pentru stres, nu pentru nervi, e o diferență. No. Pa da, păi, ratatule. Păi și Alexandra ce a zis? Păi Alexandra a zis că era mișto, dar sunt de nervi, nu de... Bă, vreau... De stres, nu de nervi. Vreau să vă calmați un pic, că dacă nu vă calmați un pic, noi de aici nu trecem. Nu trecem aici așa. Eu am trecut. Da, ai trecut de prima, steți? Eu sunt zen. Aha. A, taci. Hai de capul meu, că zui direct în baltă, bă! Am trecut. N-am mai trecut! Futu-ți morți, mă! Bă! Na, uitai! Bă, Sălbăticuțul ăsta... Amice, fără mine... Amice, fără mine... Viața ta nu mai ar avea fără ceva. Tine sunt ok! Sunt ok! Adevărul e că fără amicul să-l văd așa cum se chiune nervos, n-ar fi fost așa de amuzant să fac YouTube. Pei! Da, nu prea s-a mai enervat așa. Amice, te enervești și toată să mai pe morcuri din ăla așa. Gata, bă, trecui și eu, doamne. Dar nu vezi, bă, amice, că... Amice, eu mă simt așa ca la pârnaie aici așa. Bă, da... Bă, ăsta nu mă lasă să mă înjur, să mă dezlățui. Pe ce YouTube ai ăsta, amice? Păi, în episodul tău, amice, te înjur? Da, în episodul tău, să-l bătim cu tine, faci ce vrei. Te nu mă interesează pe mine, dar nu în aici. Bă, că-mi zicea unii în comentarii, a, pă, ce, că dacă nu înjur, că ce vrei să faci tu aici pe canalul ăsta? Da, mă, și după aceea zic că mă uit că înjurați... Păi, aia e problema, bă, frate! Sunt unii oameni bai, care nu se uită prea rău și din cauza că nu îi lasă rău, mama, tata, pisica, bunica că înjurăm, da? Da, mă, de legumă, adică... dar eu am o asta foarte ușoară pentru chestia asta. Te uiți pe furiș? Da, bă, Sălbaticule, da. Te uiți pe furiș, hai amice, să bă, am făcut YouTube atâția ani și eu și Bercică fără să înjurăm, da? Și a mers bine. Bă, că mai scăpa o dată la 10 ani când ne enervam rău. Care că mă enerva și făcea spume cu gravașii. Bă, ăla, păi de ce crezi că a făcut atâtea vizualizări ăla? Pentru că a fost ceva gen, ai văzut cum sunt babele în biserică când se întâmplă ceva? Da. Când am înjurat, de fix așa a fost. Adică a fost o dată la 100 de episoade. De nu pe episodul tău. Nu stau.
Încercam să mă controlez, măi, aici, să nu cad. Nu mă mai împinge. Cu sălbaticul din 100 de episoade, în 101 se înjură. Exact. Hai, da. Amice, că bă, câte bă, deci de când m-am zis, de fiți atenți, de când m-am zis să nu, vă, să nu mai înjurați. Dar crezi cu canalul cu 50%. În afară de asta. N-a fost niciun episod, și nu vă exagerez, în care să nu spuneți măcar o înjurătură. Păi da, bă, da, a, a, ok, că bine, nu ați mai înjurat în continuu, o da. O înjurătură, aia e de bun simț. Da, că n-ați mai înjurat în continuu, da. Dar ați aia spus se cere, hai să fim serioși. Că suntem oameni, adică să nu fim roboți, că nu suntem mai... N-aș fi prea sigur că sunteți oameni. Bine, cu steți cu Gheghe, Gheghe, nu știu ce Gheghe, Gheghe, Gheghe. Înghețată, înghețată. Vezi că te-am văzut că te înjur acum. Ce mă, ce? Ce? Aoleo! Înghețată, înghețată inima. S-a moartul că am făcut eu. Bate inima, bă, bă, te înjur. Ești prost? Băi, s-a prostit și el, mă, lasă, nu-mi place. Bă, stai, tu chiar ai făcut pe bă, voi? Făcut, bă, te uiți în gohalul ăsta. Bă, dacă l-am văzut, ne-a trimis lumea în filmare. Lumitomanul ăsta mic. Bă, amici, și tu l-ai văzut. Bă, știți, dacă ăsta zice că are filmare. Bă, eu nu știu dacă a făcut live special cu asta, dar a făcut cel puțin de vreo 5-6 ori Gheghe, Gheghe, înghețată, inimă, bată inimă. Da, bă, am făcut cât de mă jucam cu Gheghe, la Caterinca. La Caterinca, bă. Ce te jucai? Bă, lasă-mă. Ține jur. Ce te jucai astăzi? Bă, Rochelic. Unde se juca Rochelic, că era cu mine așa și facea, bă, bată inimă. Înțelesei că se juca cu lag sau ceva. Bă, bă, ține jur, legumă, potorește, bă. Nu-mi jura. Dar n-ai voie să mă înjuri. Stai, nu profita de bunătatea mea. Nu mai și nici de răbdarea mea. Amice, că deja mi-am mâncat toată răbdarea la cu amice. Ce, amice? E iar lăsați-mă cu sălbaticul ăsta care înjură rău. Băi, ia gata, te oprești, ori afară, hai. Gata, mă, ies afară. Arbeit, 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 arbeit. Aușfart, aușfart. Aușfart, aușfart. Eu măcar nu stau pe telefon în timpul prietenilor mei când filmează. De-aia să pe locul 1. Lasă-mă acum, că acum nu, n-a vrut să știu un mesaj inoportun astăzi, nu știu cum să-l întâmplă. Și nici apel, Bă, nu, trebuie să mă duc să fac ceva, că nu mai suport cu telefonul ăsta de nu merge să răspund. Bă, da, amice. Păi da, că aia mai lipsea să și răspundă pe episoade. Că nu ajunge să dea mesaj. Bă, oricum răspunde. Dar stau să-i sun înapoi. Dar problema e că stau să-i sun înapoi, exact. Și ăia nu răspund după. Hai, n-ai, bă, tot ei. Bravo lor. Hai, n-ai. Amice, știi că am uitat că ți-am arătat colo pe aplicația pe la bancă de creditul ăla? Așa. Știi că m-am sunat ieri în timpul episodului, că de asta stăteam și nu dădeam de ei și de ce eram ceva gen, haideți, nu vreți oferta? De la bancă, că am văzut că v-ați uitat pe un credit. Băi, a, deci n-ai, au văzut că s-au, doar că s-au uitat, mâncava. Da, da, da. Și cred că te-au sunat în acel fel, aveți nevoie de mai multe detalii? Haideți că vă dăm noi. Bă, dar n-ați văzut, bă, că omul ălui a vrut să-și ia o pâine și i-a dat refuz? Aia n-ați mai văzut. Care e om care a vrut să-și ia pâine? Păi un om care a vrut, amice, și el să-și ia o pâine. Dar e un om imaginar, dar oricum. Omul ăla imaginar există în multe colțuri din România. Eu nu înțeleg. Ești prost. Aaaa, mersi. Amice, cum fusești pe unul? Că eu sunt pe unul, aparent. Nu, e prostul de stres, dar mai căzui aici, că nu trece. Cum să fie stres pe unul, că n-are cum? E. Bravo, amici. What? Cum trebuia să merg și eu drept aici ca să trec? Ba da, amici, na. Bă, hai, unde? Du-te drept pe asta, na. Nu văd. Aha. Stețui. Nu, 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 invers, că plecăm peste. Minte, bă, vezi, steț. Amici, peste. Hai, stețui. Și pe măsa să nu măsui. Amici, lasă, amici. Asta se permite, amici, că mi-au zis pe la copii că le e dor de asta. Că le place. Da. Pe mama lui Stețui, da, respect. Cu stețui și pe măsa să măsui. Să mă sui pe repejor, suie și tu pe mine că mor. Eu nu-i merez gaura, mă. Bă, amici, am mai auzit din ăstea, dar după câțiva ani ai nimărit-o până la urmă. Că nu ieși a fata dacă nu. Bă, amici, eu am aleu, sălbaticule! Amici, eu am dat mie că... Bă, am jurat eu? Păi n-ai jurat, bă, da. Bă, amice, știi că ai problema? Eu și cu legume avem două dovada vie că am nimărit-o. La tine încă nu e nicio dovadă. La mine, amice, se presupune. Bănuim? Ipotetic vorbim, cum ar veni. Metaforic. Metaforic vorbim, așa. Nu, păi n-ai treabă metaforic aici. Hai, mă... Steți? Eu nu pot să trec aici, mă.
Amici, mergi drept, amici. Nu merge, nu merge, că nu merge drept, asta e beleaua. Trebuie să mergi după drum. Îți face ca la jocul ăla, șmecher. Costes, tu cum treci mai aici, mă, frate? Nu știu, mergi după drum. Păi da, dar gen, uite-mi sare mașina de pe ăștia. Dar ce e ăsta, urs? Ce e ăsta? Bă, cred că da. E ursus. E chiopt. E Lamborghini ursus. Bă, da, aici nu merge sălbaticul, ia să vezi. Mamă! Pe mine mă împinge afară, tu n-ai mașină durată, nu? Nu, nu, nici. Haaa, bă, de-aia, amice, noi nu putem să trecem. Treci mai cu spatele. Nu putem să trecem. De ce, mă? Că avem mașină tunată. Păi și dacă ai mașină... Care ăla zice? Nu cu spatele, mă, ce-i? Îți zice să te duci în spate. Uite aici, amice, avem o problemă, amice, medicamentoasă. Cum ar veni, Lamborghini... Ia pastile, ia pastile! Lamborghini Urus! Ai, bă, că mersei drept, nu mai da cu mine! Da, bă, păi la români, amice... Mai mult să-și permin Lamborghini Urus. Urus, da. Da. Să fim serioși? Cum ar veni? Amice, eu nu sunt bețiv, că m-ai văzut tu că așa, pe mama pe toată, eu beau astăzi și mai beau tocmai mâine. Cine, mă? Te-am prins eu, amice, într-o ipostază. Nu, dar l-am văzut pe machiavilele aici. Băi, nu sunt bețiv că m-ai prins tu acum cu asta, n-a fost pe o întâmplare, dar eu, de exemplu, beau astăzi și mai beau tocmai mâine. De mâine acolo. Da? Nu-i bețiv, nu, deloc. Bea și el o guriță de berică. Ramba, mama, mama. Am da-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 da. Așa face mașina. Și-a luat și el doar. Am da-da-da-da-da-da-da-da. Și motocicleta face tot așa. Am da-da-da-da-da. Oare, Ramici, dar e bine să faci... Nu face așa motocicleta niciodată. Să faci la motocicleta, să dai în ea până face a da-da-da-da-da-da. Nu te cred. Nu te cred. Ai căzut la final, amice? Da. Trebuie să schimbăm partea aici. Vezi dacă ai Lamborghini. Nu cred că trebuie să schimbăm și partea. Da, de ușa. Lamborghini Urus. Mensuri Venatus. Ursus. Lamborghini Urus. Lamborghini Urus. Nu-mi place Ursul. Am zis. Da, Ursusul. Cola fac, cola beau. Cola fac, cola beau. Dar să aibă unul. Ca să-l vândă și să-și ia altceva ce-i place. Corect! Da, da. Taci din gură. Că dacă ar avea asta Urus, la un car blocat tot ar face. Ar fi sfârșitul, sfârșitul YouTube-ului și sfârșitul tot. Da, și sfârșitul femeilor, amice. Legumă. Ar mai fi altul pe calea, pe la București? Fai de capul meu. Că mă, m-aș plimba așa două, trei zile până m-aș plictisi și după aș reveni înapoi la... Păi tu te-ai plictisit? Trebuie din prima, am încațat. Dar gagicile care n-au avut și n-au mers în viața lor în Urus... Ești praf, trebuie din prima. Păi și ce, bă, eu sunt fraier? Din prima, cum sări acolo, trebuie și câștigai, na! Adică eu sunt fraier? Nu știu cum. Dacă văd că e vorba de interes... Sănătate? Schimb partea. Păi de interes îi dai jos kilosii. Păi da, de interes, așa e, corect. Ce? Cui dă jos kilosii lui Stețoica? Aoleu, bă, dar nu pot să mă concentrez de dat din postine pe care le spun ăștia. Aaaa, mă doare mintea. Bă, Steț, bă! Lui Stețoica îi place Lamborghini Ursus. De unde să știu, bă, auzi și voi ce piticul ăla pervers de la babara. Ce? Tu întrebi ce? Cu tine vorbeai, stupid! Păi n-auzi ce... A, tu crezi că fusteți? Nu. Gata. Amice, zise că îl întrebai și eu pe amicul meu, prieten, care mi-e prieten, domnul Steț, dacă îi plăcea lui Măsa Lamborghini Ursus. Bă, eu bănesc că îi place și ce în Ursus. Eu nu înțeleg de ce Steț se supără când îl întreb dacă sorsa mare a primit de autobuz. Nu știu, bă, nu știu. Eu nu pot să... Bă, amice, am făcut o reacție din aia la fanii și era unul mâncat să-și de făcuse... Cine cu autobuzul? Cu autobuzul și l-am întrebat pe Steț dacă aia nu-i cumva sorsa. Și s-a ca supărat. Dar nu înțeleg de ce te superi, sincer. Că nu, nu e jignire, nu e până nimic, adică... Până care a fost gluma, că eu nu mai înțeleg gluma, că mi-am că mi-am. Dar eu nu știu ce e amuzant. Deci bă, da, mie numai când mă gândesc, numai când mă gândesc la sorta și la șofer de autobuz, mie mi se pare amuzant. Nu. Bă, amice, deci stai, hai să-ți explic gluma iar. Deci Steța a plecat la București cu Măsa, da? Da. Și l-am întrebat eu, bă, pe ce mai ai luat-o și pe gagica ta după voi, știi? Că era gagica sa la el atunci. Da. Și a zis el, nu că a rămas cu sora mea, că era speriată că nu știu ce, că a făcut accident cu autobuzul. Și atunci... Că un om normal. Aaa, păi ce da, mă, da. Are permis de autobuz? Așa e corect, Steț, tu ai zis-o prost.
A, înțeles, o el. Păi dacă a zis că a făcut accident cu autobuzul. Puteai să zici că a fost implicată într-un accident, când era în autobuz. De autobuz. Da, ca așa stau să vorbesc cu prietenul meu, care le-a pe toate. Păi nu, bă, nu cu prietenul tău, dar spui și are tu. Are dreptate, nu stai. A făcut autobuzul accident când era sora mea în el, sau când se ducea la muncă, sau când... Păi nu, bă, că sora mea a făcut accident cu autobuzul, îți dai seama, ca orice om normal. Și cu frică de Dumnezeu cu alea. Să-l întreb și eu, are... Lasă te gândești că sora mea e ăsta, pe mine de autobuz. Păi nu, mă gândeam că conduce fără, tocmai. De aia te-am zis, să faci. Bă, dar cred că mă coafă episodul ăsta, o. Bă, mai are 13 minute, ești nebun. 15 jumate. Prietenii mei m-au rugat să filmez eu această cursă. Nu știu despre ce e vorba în această cursă, așa că vreau să fiți alături de mine și să descoperim împreună. Mulțumesc. That's ready, băieți. Yay. Nu vreau. Am un cățel bă, aici. Voi ați văzut, mă, de influencerul ăla de i-a păcălit pe ea cu brâza? Da, bă, am văzut. Nu înțeleg cu ce i-a păcălit. Dar nu i-a păcălit, oarecum. Adică mie nu mi se pare o păcăleală. Da, amice, da. E impropriu spus păcălit, amice. Adică el ce a vrut să facă prin chestia asta? Să spună ceva gen că influencerii ar promova orice căcat. Ceva de genul ăsta, nu? Păi că nu verifică, păi nu, că nu verifică. Păi dar n-ai cum să verifici, amice. În primul rând că e foarte dificil să verifici așa ceva. Și în al doilea rând că oamenii n-au vândut nimic, amice, ca să verifice. Efectiv au primit ceva cu un story ăsta. Li s-a părut interesant și au postat, adică până la urmă nu trebuie să fie adevărat. Bara, eu așa cu Google. Păi ce zici, că eu dădeam Google, că eu de obicei când mai primesc vreo campanie, ceva dau în Google. Da, amice, dar repet, nu a păcălit pe nimeni să zici că, adică mie din videoclipul ăla mi s-a părut ceva de genul, ia uite bă ce ar promova, ar fi ăștia în stare să promoveze orice, ceea ce nu e adevărat, că n-au promovat nimic. Da, că vezi, Doamne, în speranța că poate o să fie pe viitor buget. Cine dracu să credea că în speranța că o să vină nu știu cine să le dea lor brânză să vândă? Hai bă, fi serios. Bine, asta că o să fie vrăjeală. Pe viitor buget. Oricum, așa a zis el pe video. Dacă vă gândiți să-mi trimiteți mie și lui amicul vreun pachet din ăsta, eu nu vă pun pe story, ca să știți că asta e cea mai primitivă metodă de marketing. Să faci PR boxes. Vezi că cred că... Amici, asta e cea mai primitivă metodă de marketing, PR boxes-ul ăsta. Păi asta clar, nu, dar chiar că... Nu, dar ascultă-mă, cred că a fost vorba și despre bani. N-a fost, n-a fost vorba despre bani. Ideea e că n-au primit bani, dar ar fi acceptat doar barter? Amici, dar n-a fost vorba nici de barter! Amici, tu ce înseamnă un PR box? Da, cum ai primit tu la ăsta, la Payday? Aia înseamnă PR box. PR box, primești o cutie cu ceva, un fel de monstre, dacă îți place gen cum ar veni. Amice, și noi am făcut ăsta, ne dădea, știi tu cine, în continuu ne dădea din ăștia. Da, nu mai... Când eram și noi mai mici și mari, că dacă vrei și voi faceți, dacă nu, și făceai că era, ziceai să ai obraz și bun simț. Da, ai dreptate, în fine. Da, și de asta spun că asta e cea mai primitivă metodă. De asta el a zis că unii au răspuns și probabil ăia de au răspuns și n-au primit, au cerut bani, cred că. Nu n-au cerut bani, dar pur și simplu au apreciat cadoul cum ar veni și sănătate, adică... Au zis la revedere, da. PR box-ul ăla, amice, e o sabie cu două tăișuri cum ar veni, adică tu te promovezi, dar unde merge, merge, unde nu, știi? Gen, asta e vrăjala. Unde merge te promovezi fără bani, vorba aia? E sclavul ăsta. Zise, unde merge te promovezi fără bani? Pentru că, practic, ce investești în cutia aia? Investiție minimă. Da. Te promovezi fără bani și unde nu merge nu pierzi mai nimic, dacă zise, na. Mersi, amice. Dar, repet, amice, asta vreau să spun, că nu e neapărat că vezi, nu Doamne... Nu e păcălit. A, și că poate ori fi avut în gând, că cine știe, poate pe viitor, păi, nu zic că nu-l fi avut. Nu a zis nimic de ei, efectiv, i-a păcălit și da, și a făcut un prank, care e problema? Amice... E bună, deci ești fel, e foarte bună. Amice, e într-un fel, că am zis ceva. Ce pentru că a zis că, gen, cum ar veni, a insinuat că ăștia care au făcut, care au pus pe story, oarecum sunt taxiați după bani, că s-așteptau ca pe viitor să vină cu bugete. Ceva de genul ăsta a insinuat. Eu asta am înțeles din... uită-te pe videoclip, că el a zis că, probabil în speranța că pe viitor voi avea un buget mai mare de 50 de lei, gen că atât a băgat el în cutiile alea, oamenii au promovat. Păi dă-te-n pula mea, adică...
Asta nu mai e de când... E clipul tău, băi, legumă. Știu, știu. Da, scuză-mă, legumă. O să am auzit la scuze să-mi bag picioarele. Hai nu, bă, dar ăștia mi se par un pic așa, știi? Băi, bolnav, bă. Sălaticule, știi că așa fac toți ăștia care vor să fie moraliști, bă. Nu, 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 asta nu e moralism. Asta e metodă de promovare. Futu-te în gură. Bă! Vine prostul ăla cu viteză, mine, căcatul. Când încerci, o să trec. Așa. Asta deja e că știe că scandalul și nu știu ce merge și practic încearcă să facă un mini ăsta, e știi normal. Că da, asta nu e metodă de promovare, e dai dai în căcat. Bă, tu mai știi pe Luigi Zinodaur? Da, da, da. A ajuns omul, cred că cea mai mare creștere de pe YouTube. Bine, și cea mai mare. Cine? Da, amice, că pe vremea dinozaurilor. Mamă, bă, nu-i mai suport vocea lui ăsta, nu mai suport! Termin odată, piticule! Dacă dă la mine și... Dar nu mă interesează! Stai pe loc până la finalul cursei! Hai, mă, ia și povestește de Zinodaur. Băi, da... Te oprești! Bă, e bolnav omul ăsta, bă, are... Bă, ai boale, bă! Stai să mă calmez! Nu mai pot! Ce prost ești, eu scăpai. Așa, amice, Luigi Zinodaur este un personaj fantastic SF care chiar a existat. Pe vremea dinozaurilor, când era Tequila, Alex Contraș și ăștia. Că a murit ăla? Nu știu, bă, erau câțiva de ăștia. Ce, m-a murit? N-a murit, dar zi așa, așa, îi știi, gangul lor care erau, că erau câțiva, vreo 4-5 care îi numărai pe degete de care făceau. Mi se pare. E, și ăsta, Luigi Zinodaur, era un, hai să nu-i zic labă așa, pe la vreo 30 de ani cred că aveam omul, că ați joc cu mult, era mare, părea mare față de noi cel puțin care aveam atunci. Era așa, a făcut, cum ar veni, și a făcut el un canal, fix așa-l chema, Luigi Zinodaur, și se lua de ăsta, era primul roast, cum ar veni, beef pe care și-i dădeau între ei, și se lua de ăștia. Și ăștia, îți dai seama, supărați și ăștia, și-au trimis fanii pe el, peste el, știi? Și unii din fani sau din haterii lor au devenit fanii lui ăsta, îți dai seama? Da, și ideea e că inițial, în primele luni, săptămâni, așa, a avut gen dislike-uri, îți dai seama, bara de și jurături și nu știu ce, dar a avut și abonați. A început să posteze un content. Și ușor, ușor, a schimbat omul contentul, gen nu-i mai înjura pe ăștia, nu a mai început nici dislike-uri să primească, a rămas omul cu câteva 10.000 de abonați, pe vremea aia... Bă, era puii mei, adică zisei, făcuse undeva la 10.000 de abonați, foarte mult, repede. Mai mult, cred că mai mult. A, cred naiba Luigi. Zinodaur. Da, mă. Dar o mai avea, mă, canalul, stai să-l caut. Nu știu, ia caută-l. Luigi Zinodaur. Zinodaur. Și aveau poză cu... Dacă nu i l-au furat Luigi ăștia. Luigi Zinodaur. Da, mă, da. Ce minte asta? Bă, uite-l, găsi! Dar nu mai are nimica. Ce abonați? Nu, e ce abonați, nu mare, are 2500. Ia stai puțin că mă sună cineva. Mai mulți s-au dispărut oricum. Dar chiar așa, chiar nici așa îl cheamă, e Aron Luigi Zinodaur, dar nu mai are poză, nu mai are nimica. Ia, lăsați în comentarii dacă îl mai știți pe domnul Luigi. Respect. Bă, dar vreau să-i văd fața. Bă, om, ce timp e asta? Nu știu, dar știu că era urât așa, era cam urât. Bă, bă, nu știu, steță, acum 12 ani cred că ești nebun. Da, bă, mai bine, bă, ce ai? Mai bine de 12 ani. Bă, cred că pe acolo 12 ani. Cam așa, că tu aveai vreo 16-17 ani. Mamă, păi nu era mic, bă. Păi tu nu existai, steț, atunci, hai. A, da, cum? Steț, tu încă sugeai la măta. Și ne vedeți la așa, pa.